Bună, copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Calau, orășelul răcoros. Dintre toate minunatele fructe care creșteau în Birmania, durianul era cel care unora le plăcea cel mai mult. Durianul este un fruct mare, cu o coajă tare, țepoasă, dar care înăuntru este cremos și dulce. Mai are de asemenea un miros puternic. Când îl miros, oamenii cărora le place durianul îmi spune ce delicios! Și vor să mănânce imediat din el. Dar cei cărora nu le place durianul spun bleh! Când îl miros și ar sta cât mai departe de el. Unora le place durianul în mod deosebit, poate chiar mai mult decât fructele de mango. Însă, probabil, fructele de mango sunt preferatele celor mai mulți și acasă la Amy, musafirilor le plăcea mult să mănânce mango. Fructele de mango sunt foarte zemoase, așa că mami obișnuia să acopere masa cu ziare în loc de față de masă. Fiecare persoană avea o farfurie mare, un cuțit ascuțit, o lingură și un bol cu apă ca să-și poată spăla degetele după ce mânca mango. În centrul mesei era o tavă mare goală pentru sâmburii și cojile de mango. Și o altă tavă mare plină cu mango. Oh, cât de mult le plăcea tuturor să aibă o masă doar de mango dulci și zemoase. Era foarte cald în Birmania, unde locuia familia lui Amy și ceilalți misionari. Așadar, atunci când sosea vacanța, misionarii mergeau într-un orășel numit Calau. Calau era un oraș de munte, unde era mult mai răcoare. Acolo erau cabane drăguțe, în care misionarii stăteau timp de 4 săptămâni pe an. Bineînțeles, Amy era mereu încântată când sosea perioada de mers la Calau. Mergem în vacanță! Mergem la Calau! Cânta Amy în timp ce o ajuta pe Mami să împacheteze hainele groase și să pună mâncare pe care aveau să o mănânce pe tren și în timpul șăderilor în Calau. Prima dată când au mers la Calau, tati a spus: curtea noastră din față arată ca o junglă și am de gând să fac ceva în privința asta. Mami era bucuroasă să se odihnească și să facă plimbări, dar tati avea nevoie să facă mișcare și îi plăcea să lucreze afară. Nu a trecut mult și curtea din față s-a înfrumusețat cu multe tufe de trandafiri și cu alte flori. Tati a realizat o arcadă deasupra cărării care ducea la cabana lor, iar până în următorul an, zorelele au acoperit-o. Oamenii care treceau pe acolo se opreau încântați să privească schimbările pe care le făcuse tati. E frumos, spuneau ei. Înainte de micul dejun, Amy obișnuia să meargă afară și să miroase toți trandafirii. Toți aveau picături de rouă pe ei care străluceau ca diamantele. Tati râdea când Amy spunea că îi era teamă să nu le consume tot parfumul mirosindu-i. Vouă vă plac trandafirii? Când vedeți unul, mergeți și mirosiți-l să vedeți ce frumos miroase! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!